Bună, Alex! Bine te-am găsit! Bine te-am găsit și noi! Ce facem? Facem bine! Facem bine, așa ne place nouă să credem că tot ce facem, facem bine și facem lucruri gustoase. Și ne-a prins fix în apogeul acestei perioade. Am început pregătirile pentru ziua de Paște. De-aia am și venit, că știu că aveți lucruri bune de Paște. Exact. Și vreau să ne spui și nouă cum le faceți. Sigur, e plăcerea mea. Nouă ne place să facem lucrurile cât mai autentic, cât mai tradițional, dar în același timp să adăugăm și un strop de contemporan. Toate lucrurile făcute de noi sunt 100% făcute artizanal și ne place să aducem gustul de altă dată. Sunt super muncite și făcute cu multă dragoste. Ce-am aflat că produsele voastre mai nou pot fi comandate direct pe site, pe www.anastate.ro. Exact. Și recunosc că am intrat un pic înainte să vin în coace și am văzut că sunt foarte frumos aranjate pe categorii. Spune-mi cu livrarea, cum faceți? Atunci când nu sunt sărbători atât de mari și volumul este unul normal, să spunem că toți simt că atunci de sărbători volumul este mult mai ridicat, oferim și clienților posibilitatea să livrăm produsele acasă, comandate cu cel puțin o zi sau două înainte, în funcție de produs și de cererile lor. Și totul e proaspăt. Da, totul este livrat, făcut în ziua respectivă. În schimb, în perioadele mai aglomerate, cum este și ceea ce care va urma acum, le oferim posibilitatea să-și rezerve produsele în magazin și să vină ei personal să le ridice, deoarece nu avem capacitatea să livrăm în oraș. Am înțeles. Bun, și ce avem noi de Paște? Avem cozonacul. Sigur. Avem Pasca. Și am înțeles că aveți niște torturi cu niște decoruri frumoase, frumoase. Da, încercăm să aducem în fiecare an și cu ocazia fiecărei sărbători un strop de culoare și tematicile să fie cele pe care le știți. Iepuraș, floricele, să merg și primăvară. Zim de cozonac. Cum faceți voi cozonacul ăla bun, delicios? Păi care din ele? Avem trei tipuri de cozonaci. Tradiționalul, cel însiropat, exact. Și cel cu maia naturală. Da. Mi-a făcut temele bine. Da, așa este. Zim de cel cu maia naturală. Cel cu mai este cel mai nou intrat în listă. Îl facem de fix acum un an, de Paștele trecut am început să-l facem. Iar în spatele lui au mai fost teste încă aproape jumătate de an spre un an. Adică ce faceți acum nu se compară cu ce făceați acum un an. Este îmbunătățit acum. Cu siguranță este îmbunătățit, pentru că cu cât îl facem mai des, cu atât învățăm multe lucruri. Și acest tip de cozonac și acest tip de maia aduce surprize în fiecare zi. Am înțeles. Zim de cel însiropat. Cel însiropat în partea aceeași a luat cu cel tradițional, doar că este întins foarte bine și umplutura diferă un pic, nu are stafide, nu are rahată, are doar nucă și cacao și apoi este împletit bine, bine, bine de către doamnele noastre din producție. Iar apogeul, să spun așa, e atunci când siropul este făcut, miroase. Ce sirop este? Deci e genial siropul. Este un sirop în care punem tot felul de arome, vanilie, portocală, lămâie, dar piesa de rezistență este triplu sec, alcoolul. Este un cozonac însiropat cu alcool. Adică nu mâncăm cozonac și ne urcăm la volan. Nu mâncăm cozonac și ne urcăm la volan. Noi nu recomandăm, adică... Da, este foarte bine siropat și posibil ca o felie să fie suficientă și pe partea de sațietate, dar și pe partea de alcoolemie. Am înțeles. Și cozonacii tot așa pe www.anastate.ro, cine dorește poate să intre să-i comande cu ridicare din magazin în perioada Paște. Exact. Noi chiar le-am recomandat clienților că acolo pot și achita în avans. Să fie totul ok și de atunci când ei vor veni în magazin, comanda lor este pregătită. Deci bine. Inclusiv se pot achita pe site, cu cardul. Exact. Încurajăm plata pe site ca
drumul lor în magazin să fie cât mai scurt, pentru că știm că trebuie să ajungă în mai multe locuri în zilele respective și încercăm să le ușurăm și lor un pic vizita la noi. Am înțeles. Spune-mi despre Pasca. Pasca este făcută la fel, cât mai autentică. Așa ne-a plăcut nouă mereu, să spunem. Brânza pe care o folosim este brânză de vaci, proaspătă, cu un conținut mai mare de grăsime, ca și gustul să fie pe măsură. În schimb, la fel, și în spatele acestui produs, poate banal, stă foarte multă muncă, deoarece niciun lot de brânză nu este la fel ca celălalt și necesită foarte multe teste în spate. Și pasca este pasca tradițională cu brânză de vaci și aluată. Da, și stafide. Și stafide. Și la fel, pe www.anastate.ro intră cine dorește, comandă și o ridică din magazin. Exact, exact. Pe site se găsesc toate capodoperele noastre, inclusiv torturile de care spuneai. Deci torturile trebuie să... Știi de ce vreau să vorbim de ele? Pentru că toată lumea spune că ce aveți voi pe site acolo, decorurile respective. La începutul primăverii ați avut un tort cu ghiocei, de exemplu. Da, cel verde. Cel cu verde și cu alb, da. Toată lumea a zis, nu sunt natural, deci nu sunt comestibile. Deci sunt flori naturale. Într-adevăr, lucrurile pe care de decor pe care le punem noi pe torturi sunt modelate din pasta de zahăr. Este un fel de plastilină dulce comestibilă, să spunem așa. Deci decorurile voastre, da, să se știe, să se audă, sunt comestibile. Sunt comestibile, cu mențiunea că unele din ele pot avea elemente necomestibile, dar alimentare, pentru susținere. Spre exemplu, ghioceii pe care i-ați și observat, ca să stea în picioare, trebuia să aibă ceva. Probabil o scobitoare, probabil o sârbuliță subțire ca să stea. Dar floricica în sine este comestibilă, exact, din pastă de zahăr. Exact, exact. Și de Paște ce decoruri ați făcut? Ați făcut și iepuraș? Da, am făcut decoruri atât din pastă de zahăr și, și din ciocolată. Iepuraș, diferite forme, urechiușe. Să aducem un pic de bucurie atât pentru cei mari cât și pentru cei mici. Cei mici mai ales se bucură de fiecare dată de aceste decoruri. Mergem clar să ni le arăți după. Sigur. Da? Cu siguranță. Și să vedem și cum se fac. Cu drag. Ne face mare plăcere. Și torturile în această perioadă la fel. Cine vrea, intră pe site, comandă cu ridicare din magazin. Da, pot comanda pe site unde lor le e mult mai ușor, că tuturor ne place să stăm acasă în confortul nostru și să comandăm și încercăm să ne adaptăm și noi. Chiar dacă unii probabil sunt un pic reticenți să comande un tort online, că sună... Și cu decorul cum faceți la comenzile online? La ce vă referiți? Se poate comanda un decor anume sau ele vin deja cu decorul presetat, să spunem? Avem decoruri prestabilite, avem un catalog cu probabil 30-40 de modele, unde clienții văd modelul, iar pot alege interiorul tortului. Noi îi spunem decor carcasă și gustul și îl pot alege în funcție de preferințele lor. Dar la fel, pot solicita și un decor special, iar acolo intervin fetele noastre, unde sună clienții și se consultă, să iasă cât mai bine, să fie pe placul lor. Dar îi așteptăm și în magazine cu mare drag aici, au parte și de consultanță gratuită și sunt bine primiți. Am înțeles. Bine, mulțumim mult de tot. Și noi vă mulțumim. Știm că pe site am înțeles că pot intra clienții, se pot face rezervări, ridicare din magazin, în afara perioadelor aglomerate, puteți să și livrați. Da, livrare acasă. Păi ce să zic, mulțumim mult de tot pentru detalii. Cu mare drag. Și Paște fericit! Paște fericit tuturor, nu?